Astăzi vorbim despre faptul că planeta s-a umplut de haine de toate mărimile, culorile și formele. Numai că acest avânt pe care l-a luat industria modei afectează grav natura. Practic, tot ce purtăm o vreme și apoi aruncăm poluează mai mult decât toate avioanele și vapoarele la un loc, estimează activiștii de mediu, și totodată generează tone de deșeuri greu de distrus. Sub presiunea schimbărilor prin care trece planeta, dar și a traiului tot mai costisitor, ar trebui să conștientizăm că schimbarea pentru o viață mai bună ar putea să înceapă chiar de la noi. De exemplu, să apreciem mai mult calitatea materialelor care fac ca o haină să reziste în timp, ori să ne mai sfiim să cumpărăm ce au purtat și alții. Din vitrinele magazinelor, manechinele frumos îmbrăcate ne tentează să probăm măcar o haină. La fel pățim și după ce vedem reclame pe internet. Oricând este loc în dulap pentru o rochie sau o bluză nouă, în condițiile în care colecțiile marilor firme se schimbă cu mare viteză, iar noi toți suntem parte a fenomenului numit fast fashion. Cunoaștem și noi cu siguranță pe cineva care apare în fiecare zi cu o ținută diferită, oricare cumpără impulsiv aproape tot ce apare nou în magazine. Activiștii estimează că în acest moment există atât de multe haine pe planetă, încât am putea îmbrăca și următoarele 6 generații fără nicio problemă. Acest moft vine însă la pachet, cu costuri mari pentru mediu. Iar în ultima perioadă, nici magazinele cu haine la mâna a doua nu mai sunt privite neapărat ca un semn de sărăcie. Inclusiv marile magazine pun la vânzare produse care au mai fost purtate, oricare au mici defecte. Hainele au certificate de autenticitate sau coduri pe etichetă, care pot fi căutate de client în baza de date a producătorului, relatează știrile ProTV.ro.